Am ajuns în sfârșit la cazare, este un Airbnb destul de micuț, dar într-o zonă perfectă, sunt exact în centru, e minunat, e ideal. Vă arăt imediat și camera. Este un apartament mai mare și are mai multe camere, dar asta e camera mea. Și are un mic cuier aici, iar baia este pe hol. Pentru un om atât de mic, este absolut suficient. A fost destul de dificil să ajung până aici, pentru că traficul e la fel ca în București, am avut și întârziere. Deci vă dați seama că a durat o eternitate să ajung aici, dar în sfârșit am ajuns. Vreau să-mi pun telefonul puțin la încărcat și să mi-așez un pic pe aici și apoi să mă duc să caut ceva de mâncare, parcă aș vrea să mănânc. Am întors la cazare și am intrat puțin prin magazine. Să începem cu această traistă de la Sinsay pe care mi-am luat-o pentru că aveam nevoie de o traistă mâine și la Auschwitz nici nu ai voie cu genți mult mai mari. În plus, de foarte mult timp voiam o geantă de genul ăsta din nylon așa. E perfectă pentru dans la bară și alte chestii mai casual. Și foarte încăpătoare, uitați-vă ce e aici. În plus, mi-am găsit la Half Price aceste pensule de la Real Techniques și voiam de ceva timp să-mi înlocuiesc pensulele pentru că au ani de zile, ani de zile cele pe care le am și deja sunt oribile. Și sunt varianta mini, asta le face mai ușor de creat cu mine prin vacanțe. Și da, mi-am luat și traistă asta de la Sinsay. În plus, pe lângă toate snack-urile pe care le-am luat pentru mâine, pentru că mâine e zi lungă, mi-am luat și o umbrelă cu Mickey Mouse-ul de la Sinsay. Îmi trebuia o umbrelă și aparent oamenii ăștia atunci când plouă se acoperă cu genți de la Steve Madden, nu știu. Dar n-am găsit umbrele în nicio altă parte, așa că am luat-o pe asta, n-am mai comentat. Și mi-am făcut un mic pachetel pentru mâine. Mâine mi-e ziua foarte devreme, așa că mi-am luat și un iaurt, o salată și foarte multe snack-uri. Mi-am mai luat o sticlă de apă și o să o umplu și pe cea pe care o am eu, pentru că mi-am luat o sticlă de 2 litri. Am pus și carte aici, să am ce să citesc pe drum. Și mai am niște snack-uri și pe aici. Adoram bomboanele astea când eram în state, le adoram cu scorțișoară. Deci, când le-am văzut, mi-au trezit atâtea amintiri încât a trebuit să iau. Să nu vă spun că miros prin cutie. Deci, Doamne, le ador! Fun fact, mâine este ziua mea și îmi încep ziua foarte devreme. La 4 trebuie să fiu gata și pregătită să plec pentru că mă așteaptă o zi foarte, foarte, foarte lungă și destul de palpitantă. Mâine merg într-un tur la Auschwitz și o să am și câteva ore libere în Cracovia pentru a putea merge, explora. Încerc să mă pregătesc cu tot ce trebuie, în special cu mâncare. Așa că ne auzim mâine. Eu m-am indicat că mai am ceva de lucru, așa că ora de culcare trebuie să mai aștepte. Sunt în Cracovia și mai sunt cu o fată care a luat același tur și e foarte drăguț pentru că suntem împreună. Putem să mergem să explorăm împreună. Avem câteva ore în Cracovia și apoi mergem spre Auschwitz.
Bună dimineața! Am ajuns aseară super târziu. Cred că am ajuns la cazare pe la 12 și 20, cred că era. Și vă dați seama că eram trează de la 3 și ceva. Eram absolut epuizată. Am adormit aproape instantaneu și m-am trezit astăzi la 9. Dar am mai coconit, n-am vrut să încep ziua încă. Astăzi nu am foarte multe planuri, vreau să mă plimb. Aș vrea să mănânc ceva înainte de toate și să ies să mă mai plimb, să mai văd puțin orașul. Și mi-am făcut o programare la 2 să încerc un tratament nou, despre care am citit foarte multe și ulterior am ajuns să găsesc un salon aici. Evident, aici serviciile sunt mult mai ieftine și sunt foarte bune. În Danemarca nu foarte des dai de servicii foarte scumpe și nu extrem de bune, mai ales când sunt domenii de genul ăsta, de cosmetică, domeniul de beauty în general. O să mă duc astăzi să încerc tratamentul cu laser CO2. În principal vreau pentru zonele acestea de pe tâmple, unde am foarte multe cicatrici și da, probabil o să fie nevoie de mai multe tratamente. Și am găsit un salon și în Copenhaga care face și ok, dar zis să încerc prima dată aici. Și bine, am luat legătura cu salonul acum, cred că o lună în urmă, și am întrebat dacă vorbesc engleză și dacă e totul ok, pentru că nu vreau să mă duc la un salon și să nu vorbesc engleză și să n-am nici mai vagă idee ce se întâmplă. Așa că m-am asigurat de asta înainte, ca să putem să comunicăm și să fie totul ok. Dar în afară de asta, nu am alte planuri mărețe pe ziua de astăzi. Sincer să fiu, sunt obosită. Sunt la salon și m-a dat cu multă cremă pentru a mi-amorți fața. Și trebuie să stau 30 de minute, după care o să începem. Trebuie să recunosc că am un pic emoții. Sunt la cazare, am fost și am mâncat. Fața mea arată destul de ok. Numele meu nu arată foarte rău, e destul de roșu și mă strânge așa un pic, se și vede că mă strânge. M-am dat cu o cremă destul de grasă și mi-a recomandat și de la clinică o cremă. Și acum apuc să-mi fac bagajul și o să încerc să dorm, pentru că mâine am avionul super, super de vreme. Bună, oameni! Știu, arăt ca un dezastru, mă simt ca un dezastru, pentru că sunt încă obosită, deși am dormit. Este cred că 1:30 într-o duminică și am ajuns pe la vreo 8:30 acasă și până mi-am făcut toată damblaua a mai durat, așa că am ajuns să dorm pe la vreo, nu știu, 9:30 cred că era. Și apoi evident că nu mai puteam să mă trezesc, dar am zis că dacă nu mă trezesc în momentul ăla nu o să reușesc să mai adorm din seară și tot așa. Aveam părul cam uscat și mi-am pus niște ulei și am șterpelit această căscuță de la un hotel. Și am zis să o folosesc pentru asta, mi se pare un plan foarte bun. Fața mea arată ok. E foarte strânsă. E ca și cum... E același sentiment ca atunci când îți pui o mască din aceea pe față care se usucă și nu prea poți să-ți mai miști mușchii feței, exact așa mă simt eu acum. Și asta încă e partea ok. Zilele viitoare o să încep să mă decojesc. Așa că... O să vedem cum o să meargă. Am câteva goluri pentru ziua de astăzi și nu cred că o să se întâmple toate. De aceea cred că mâine o să lucrez de acasă, ca să pot să prind din urmă, dar trebuie să fac curat, să termin vlogul. O chestie foarte stupidă. Mi-am luat laptopul cu mine în Polonia, l-am cărat după mine. Am lucrat foarte puțin la el.
Și apoi, când mi s-a terminat bateria, mi-am dat seama că încărcătorul meu nu mergea la prizele din Polonia. Prizele din Polonia, până și în aeroport, am zis că e la cazare, dar am văzut că și în aeroport era exact așa o situație. Era o chestie așa de metal, care ieșea din priză și pur și simplu nu mi-intra încărcătorul de chestia aia de metal acolo. Vă dați seama că mi-a picat fața și eram bine bun. Ieri seara, de exemplu, aș fi avut timp să mai lucrez puțin, dar nu aveam la ce, pentru că mi se terminase bateria și nu puteam trimica laptopul nicăieri. Așa că trebuie să fac curat, trebuie să termin vlogul, trebuie să editez un insert pentru YouTube, pentru o campanie, trebuie să lucrez, trebuie să îmi fac tema la daneză, pentru că m-am mutat dintr-o clasă în alta, eram într-o clasă full fizic și acum m-am mutat într-o clasă full online, pentru că pur și simplu nu reușeam să fac față și drumului până în centru și clasa asta online e și mai devreme decât cea pe care o aveam fizic, așa că e mult, mult mai ok. La 4:30, la 7 am terminat, e super, super ok. Deci nu cred că o să se întâmple toate astea azi, în astea câteva ore, așa că o să mai las niște chestii și pentru mine, dar sunt anumite lucruri care necesită atenția mea acum. Inclusiv frigiderul, care este aproape gol. Ar trebui să... am zis că o să comand ceva de mâncare, niște alimente de la un supermarket. Cred că o să-l comand. Cred că o să fac o comandă la Volt Market, pentru că e cam gol și... Nu aș avea ce să mănânc. Aș avea opțiunea să comand direct mâncare, dar poate nu e o idee bună. Luna asta a fost un haos între muncă, colaborări, călătorii. Și pentru că am ajuns devreme la aeroport astăzi, am mai luat una alta. Am avut timp să mai iau o carte. Am auzit foarte multe lucruri bune despre cartea asta și am citit Colleen Hoover, am citit două dintre cărțile ei și mi s-a părut ușor prea adolescentine, zice. Dar în continuare nu pot să mă opresc. În continuare vreau să citesc cărțile ei. Da, și pe aceasta nu știu dacă v-am arătat-o, este luat-o de la Auschwitz. Ghidul nostru ne-a recomandat-o în timpul turului și mi-am amintit de ea, așa că atunci când am găsit-o la magazinul de suveniruri, am luat-o. Se pare că m-am dus în Polonia ca să îmi mai iau cărți. Mi-am luat și un magnet cu Varșovia, aveam cu Cracovia și mi-am luat unul și cu Varșovia. Și acum vreau să scot toate țoalele de aici, să le bag la spălat. Eu, din nou, am strâns puțin pe aici, mi-au mai rămas foarte multe rufe de strâns, pentru că am spălat foarte mult și nu le-am chitit, le-am lăsat aici. O să mă ocup de ele acum. Am comandat și niște alimente pentru că frigiderul meu e cam gol, așa că am comandat de la Volt Market niște chestii și am găsit și un lapte de cocos care mie îmi plăcea super, super mult și ulterior nu l-am mai găsit pe piață, l-am înlocuit cu altceva, după care am găsit la Lidl ceva asemănător și acum l-am găsit pe celălalt Alpro la Volt Market și sunt tare entuziasmată să mănânc din nou. O să mă ocup de țoalele astea și parcă aș vrea să mănânc ceva thailandez. Astăzi oficial este ultima zi în care îmi fac toate poftele și mă răsfăț. De mâine începem o treabă mai serioasă, pentru că m-ai și pus pe mine, bine, ce-i drept, am și mâncat foarte mult și n-am mai ținut cont de ce am mâncat și nu prea am mai fost antrenamente, așa că era normal să fiu un pic mai pufoasă acum, dar ăsta e pur și simplu fixul meu, am o greutate la care mă simt excelent și dacă o depășesc sau mă duc sub greutatea aia, deja sunt foarte neliniștită. Așa că sper să revină lucrurile la normal. Da, mă ocup de astea și apoi o să-mi fac planul de bătaie pentru mâine și o să încerc să mai fac ce mai pot în seara asta. Eventual o să fac și un duș, pentru că sunt așa de ceva timp. Pur și simplu am strâns pe aici în pijamale și în halat și cu chestia asta în cap. Adică...